Norii negri de furtună vor acoperi cerul în jumătatea vestică a țării în acest weekend. În această zonă se vor înregistra cantități însemnate de apă, iar local poate cădea și grindina. În restul țării vremea va fi călduroasă, caniculară în sud-est, unde temperaturile ajung la 36 de grade, iar disconfortul termic rămâne ridicat. De astăzi, de la ora 10 până mâine la aceeași oră, sunt avertizări meteo de instabilitate atmosferică accentuată și ploi torențiale. În intervalul menționat, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în jumătatea de vest a țării. Vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, grindină și intensificări de vânt cu aspect de vijelie. Cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat 50 de litri pe metru pătrat, potrivit ANM. De la ora 18 intră în vigoare și codul portocaliu. În vestul și nordul Olteniei, Banat și sudul Crișanei, gradul de instabilitate atmosferică va fi foarte ridicat, iar local se vor cumula cantități de apă de peste 60 de litri pe metru pătrat și izolat peste 80-90 de litri pe metru pătrat. Ulterior, de mâine de la ora 10 până duminică la aceeași oră, ANM avertizează că urmează instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate. Este cod galben din 16 iulie de la ora 10 până în 17 iulie la ora 10. În intervalul menționat, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în zona de munte, precum și în Transilvania, Maramureș, Oltenia, Banat și Crișana. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt cu aspect de vijelie și grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 50 de litri pe metru pătrat. Codul portocaliu intră în vigoare mâine la ora 15 și este valabil până duminică la ora 6. În județele Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Gorj, Vâlcea și zona de munte a județului Arad, ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși local 60-70 de litri pe metru pătrat.